Nicolae Grigorescu este unul dintre cei mai apreciați pictori români, iar picturile sale sunt printre cele mai scumpe opere vândute la licitațiile din România. Nicolae Grigorescu este considerat fondatorul picturii române moderne și un simbol național. Încă de mic, Nicolae Grigorescu a stat în preajma mai multor pictori de biserici și meșteri zugravi. La vârsta de 10 ani, intră ca ucenic la atelierul pictorului ceh Anton Celadec, considerat un excelent portretist. În anul 1850, atunci când iese din ucenicie, începe să picteze acasă iconițe, pe care mai apoi le vinde la târguri, fiind pregătit să devină unicul susținător al familiei. În anul 1853, la doar 15 ani, pictează mai multe icoane pentru mănăstirea Căldărușani. Artistul a continuat să picteze în lăcașuri de cult. Destinul a făcut ca la mănăstirea Agapia să-i fie propusă pictarea mănăstirii, unde artistul avea să înființeze și o școală de pictură destinată călugărițelor. În perioada lucrărilor de la Agapia, printre oaspeții mănăstirii, s-a aflat și Mihail Cogălnicianu, ministrul lui Alexandru Ioan Cuza, care a apreciat calitatea lucrărilor și a insistat ca Grigorescu să primească o bursă pentru studii în străinătate. Așa că în 1861 Nicolae Grigorescu pleacă la Paris, bursa obținută fiind de 260 de galbeni. În toată perioada petrecută la Paris, Grigorescu a realizat o serie de copii după vechii maestri ai picturii, urmarea numeroaselor sale vizite la Muzeul Louvre. Ulterior, se mută la Barbizon, unde își desăvârșește educația artistică prin asimilarea experienței unor artiști pe cum Gustave Courbet ori Théodore Rousseau. În perioada 1873-74 face mai multe călătorii de studii în Italia, la Roma, Napoli, Pompei, apoi în Grecia și la Viena. Nicolae Grigorescu a participat la războiul de independență. În 1877 este convocat să însoțească armata română în calitate de pictor de front. Însă în 1890 se stabilește la Câmpina și se dedică preponderent subiectelor rustice. Într-o nesfârșită variație a motivului, pictează portrete de țărănci care cu boi pe drumuri prăfuite de țară și numeroase peisaje cu specific românesc. În 1899, Nicolae Grigorescu devine membru de onoare al Academiei Române.